Bună ziua sau bună seara, agentul dumneavoastră imobiliar preferat aici la datorie. Apartamente, chiri, Nordis. Ați văzut ce s-a întâmplat, bă băiatule? Ați văzut documentarul la sigur, ați văzut documentarul ăla, mi se pare extraordinar de trist. Să stai să muncești o viață întreagă, vorba aia, ca mai apoi să investești banii aia, să-ți cumperi, mă rog, apartament și să-ți iei Dar da, mie în continuare personal mi se pare mai avantajoasă chiria, plus de asta te mai plictisești de apartament, mai schimbi, mai nu știu ce, poate se mută un vecin tâmpit, te muți și tu dacă așa, decât să știi. Doar că vedeți voi, este foarte greu să-ți găsești un apartament chiar și în chirie, pe gustul tău, pentru că multe dintre ele sunt la niște prețuri de astea mega nesimțite și vin la fel cu mobila lui bunica ca de obicei. Sau te duci, te vezi cu agentul, îți prezintă apartamentul și după aia te sună proprietara sau proprietarul că mai vrea încă 3 luni garanție de Credeți-mă, am pățit. Am făcut un clip asemănător și în trecut, unde la fel am selectat anunțuri, chirii mai exact și asta o să facem și astăzi. Haideți să vedem despre ce este vorba. Începem cu acest apartament de 3 camere în Cotroceni la 650 de euro. 3 camere de 70 de metri pătrați aparent ultra -central. Mi se pare fascinant că în continuare se menționează treaba asta în descriere cu ultracentral inclusiv la apartamentele aia din câmp. Avem sufragerie, birou separat, bucătărie spațioasă, două băi, balcon cu vedere panoramică spre Opera Națională și Dâmbovița. Apartamentul este complet mobilat și utilat recent, inclusiv aer condiționat. Dați-mi voie să wow, cum să ceri în primul rând 650 de euro pe chirie fără aer condiționat, adică acolo mi se pare, vorbim de 3200 de lei pe lună, în 3200 de lei pe lună mă aștept să vină și cu două femei și aflăm că se închiriază pe termen de un an, după un an te dau afară sau care e faza, sau e minim un an. Bă și nu vreau să fiu rău, dar pe bune mi se pare la fel mega depresiv ce se întâmplă aici, e genul de apartament unde par sta bunicul, e genul de apartament unde nu mi s-ar scula dacă aș veni cu o tip acasă, e genul de apartament care îmi dă vibe de m-aș pune aici în canapea asta sau ce-i treaba asta și m-aș pune să croșetez maxim. E genul de apartament unde m-aș simți judecat de Dumnezeu dacă mă dezbracă efectiv. Cineva de sub 50 de ani, în 650 de euro, eu nu cred că ar alege apartamentul ăsta neapărat. Poate sunt oameni care apreciază nuanțele astea de maro, ușile astea, biblioteca asta, da, parchetul ăsta, covoarele astea, da, parcă au fost mișto la vremea lor, repet, hai să... Îmi place și perna asta cu fața așa de pisică, parcă se uită în sufletul meu. De televizorul ăsta nici nu mai zic, pare că n-a văzut Netflix în viața lui, apartamentul ăsta pare că n-a văzut Netflix în viața lui, apartamentul ăsta pare că a văzut Antena 3, Realitatea TV și de it. Și în 650 de euro, bă, aș vrea și eu un televizor, ca... aș vrea și eu un Netflix, se poate? Adică vreau să Netflix în chill, nu vreau să realitatea aia... TV în Da, și asta e baia, mai așa un pic cu fric doar uitându-mă la imaginea asta. Caloriferul ăsta pare rece și iarna. Și de ușa asta de aici nici nu mai zic. Pare, pare genul de ușă care scârțe efectiv. Ai deschis ușa asta la 4 dimineața, ai trezit o blocul. Și dacă o unși cu ulei bunica sau cu vaselină sau, mă rog, cu ulei bunica, că în contextul ăsta Pare că tot scârție, dar îmi place că în 650 de euro avem și periuța de dinți, avem periuța asta de dinți, cred că vine cu tot cu, nu? Și râde în glumim, dar știți ce lipsește din baia asta și ar plus sau cu 150%? Un aparat de ras. Și dacă tot a venit vorba de un aparat de ras, hei, ați auzit de șav, șav, care este și sponsorul clipului de astăzi. Și nici măcar nu glumesc. Bine, păi insert. Dar real, ce este șav? Șav este un aparat de ras pentru sarcini mai speciale, în sensul în care nu este făcut pentru barbă neapărat. E conceput pentru zone mai intime. Sub braț, părul de pe mâini sau... Dacă te sună tipa aia mișto și te cheamă la ea, vrei să te duci și tu clean, nu vrei să... Bine, pe tine nu te sună nimeni oricum, dar așa, ca idee, în caz că te-ar suna. Și totuși, chiar dacă nu te sună, cel mai important este să o faci pentru tine. Pentru igienă și ca să nu... Are și LED-ul ăsta foarte mișto de altfel, în caz că nu există suficientă lumină în baie, știi, te ajută să nu ratezi niciun firicel cum ar veni. O să vă fac și o demonstrație pe mână, deși l-am folosit și acum câteva zile, nu prea mai am păr pe mâine, așa ca idee, dar încerc să vă fac o demonstrație, nu știu cât o să puteți voi să vedeți exact ce și cum. La pachet vine și cu acest încărcător micuț, drăguț, simpatic, pe care nu o să îl folosiți foarte des pentru că ține bateria cu lunile, ca să zic așa. Și aparatul în sine este micuț, drăguț, portabil, puteți să luați și într-o vacanță, de ce nu? Și am am și un cod de reducere pentru voi în caz că sunteți interesați de acest aparat, un cod de reducere de 15% folosind codul Andrei. O să vă las mai multe detalii în descriere, să aruncați un ochi să vedeți ce și cum și haideți să revenim la clip. Da, avem și apartamentul ăsta de 4 camere la universitate, 700 de euro pe lună. O suprafață de 130 de metri pătrați, aparent. Ca și suprafață, e bine. Adică e bine, 130 de metri pătrați e foarte bine. Etaj 2 din 6, imobil din 1940. Ai a puțin mai tare, pică blocul pe tine. Cum mă din 1940? Bine, e la universitate, prin centru, adică na, da. 1940, mă? Ai făcut două flotări în casă și pici cu apartamentul. Descoperiți eleganța unui apartament apartament cu patru camere situat în inima orașului. Haideți să vedem ce înseamnă eleganță pentru oamenii ăștia. Asta e poza de prezentare, prima poză. Aici apare că mănâncă ea din Game of Thrones, efectiv. Apartamentul ăsta, așa la prima vedere din imaginea asta, mi duce aminte de o femeie de 50 de ani, elegantă într-adevăr, dar elegantă pentru... 50 de ani. Și ok, are 130 de metri pătrați, dar Uitați un exemplu foarte concret și foarte corect de nu contează neapărat. Într-adevăr, nici astea multe dintre ele noi nu sunt făcute cum trebuie neapărat. Pot să fiu de acord, adică și-a luat un tovară și un apartament 150.000 de euro prin zona obor ca idee și pe lângă faptul că i-au întârziat 2 ani de zile sau mai bine de 2 ani de zile cu blocul în sine, la cea mai mică ploaie parcarea subterană se inundă, bă, tata, bă. Adică 150.000 de euro, mânca v-aș gura voastră, bloc de, din 2024-2023 acum. Măcar avem finisaje de calitate, aveam vopsea lavabilă, cine s-ar fi așteptat, faianță modernă, parchet elegant din lemn de stejar. Sunt curios ce înseamnă pentru ei parchet elegant. Ăsta e parchetul elegant, nu? Nu vreau să vă dezamăgesc, dar parchet ăsta elegant avem și eu în școala generală. Eu cred că a fost elegant. Asta este faianța modernă. Cea mai basic faianță ever ce legătură are treaba asta? Ce asta? Comodă? ce treaba asta din lemn? Cu masa asta din lemn și scaunele astea din lemn în bucătăria asta complet albă? Ce faci cu asta în bucătărie? Că nu e, parcă e pus așa random, efectiv. E pusă Prizele astea sunt galbene, efectiv, sau îngălbeni de cât de vechi sunt. Și că nu ratați ocazia de a vă bucura de acest spațiu plin de caracter și confort. Zici că descrierile alea de, la, de pe Tinder, tipele alea care plusează cu descrierea, încearcă să fie ele cumva așa Dumnezeu pe pământ din descriere și pe aia te uiți la poze și zici, bă, ca minți. Perdea asta, asta nu se poate numi perdea în primul rând. Asta, asta nu blochează niciun fel de lumină. Asta e pusă degeaba. Știți felia aia subțire de salam, de o pui așa în soare și vezi prin ea? Așa e și perdea asta de altfel. Adică nu simți că stai în centru, în inima Bucureștiului, simți că stai undeva pe la țară sau într-o cabană de monte sau whatever. Which is nice, adică dacă, nu știu, stai pentru o seară, două sau whatever, pot să înțeleg. Vezi imaginea asta la fel, s-a terminat, asta e sobă de teracotă, ce e asta bătată? V-am zis la masa asta, a mâncat Jon Snow cu Calisi și cu ăștia din Game of Thrones. Stai, te uiți pe realitatea TV și aici, că televizorul ăsta n-a văzut la fel Netflix în viața lui. Ce e spică tava în cap și ai murit. De-ațit, ai mai dat și 700 de euro sau cine știe ca prostul. Nu e combinație, sincer. Și ca să nu ziceți că sunt hater, eu vreau să caut un apartament tot în București, că și statul din București e. Vreau să caut un apartament mai pe gustul meu, așa. Hai să zicem ăsta. Bine, ăsta e 800 de euro. 800 de euro, două camere și în pipera. Dar mi se pare mult mai căuzi, așa, adică aș prefera oricând să stau aici decât să stau un apartament ăla de... Te de, de aia depresia, efectiv. Bucătărie, bucătărie, frumos, bam, bam, bam. Chiar dacă e mai mic, cui pasă? Asta în condițiile în care, mă rog, vrei să stai singur, știi? Eu singur aici am aș simți mult mai bine decât în ăla de 4 camere de 130 de metri pătrați, vorba aia. Terasă, terasă, baie mișto și holul, adică vreau să apreciem holul. Na, fiind blocul mai nou, bă, da, simți, ți dă un alt vibe, mă, intre aici în scara de bloc, și te simți și tu într-un fel. Acolo intri în scară de bloc și probabil nu era gunoi sau ceva, știi? Parcare, vine și cu loc de parcare subteran, mă gândesc când ăștia 800 de euro. Ce mai avem pe aici? Apartament la 440 de euro, Ștefan cel Mare. Bucătăria mi se pare, hai că nu e așa. Deci bucătăria chiar nu mi se pare așa rea. După aia vin living-ul ăsta și te ia depresia, bă, tata, mă sună cineva. Ce să... Se acceptă maxim două persoane. Păi știi unde știu ăștia că Adică vin la 6 dimineața de verifică sau care-i faza? Apartament de două camere, 48 de metri pătrați în Hunedoara, 350 de euro. Păi vedeți, uite, asta mi se pare mai cinstit așa, da, mă rog, e mai micuț, mai așa, dar mie mi se pare modern. Asta da, uite, bucătărie, bucătărie. 350 de euro, bine, e Hunedoara, adică știi, televizorul cum trebuie să fie, bine, nu comparăm neapărat București cu Hunedoara sau așa, dar ca idee 350 de euro nu e rău deloc. Închiriez apartament două camere, 64 de metri pătrați, 5 minute de metrou, a cronometrat omul pe smartwatch, a pus, a văzut că face 5 minute, a zis, bă, 5 minute și avem centrală în 600 de euro, în zona Vitan aparent. Dacă le arătau așa de prin anii 90 și asta e de prin 2004 5 așa cumva. Televizorul ca de obicei dacă intrăm pe Max sau Altex sau Flanco ca să nu facem discriminare vorba aia, le zicem pe toate și dăm preț crescător televizorul ăsta îl găsim. Ok, poți să-ți cumperi tu televizor sau vii cu televizorul din cealaltă chirie sau... Dar nu știu, mi se pare un pic așa să nu vii tu. Adică în 600 de euro să n-ai un televizor smart. Mi se pare fanica a ieșit și femeia. E femeie sau bărbat sau nu știu. Omul care a făcut, a făcut poza a ieșit aici în oglindă. Tare! Și a făcut poza cu blitz. Cine face poză cu blitz? Apartament 2, camera florească, mobilat parter, bloc solid mergem pe încredere că e solid, adică e tras la sala, e mare, e solid, 450 de euro. Florească e o zonă bună. Așa la prima vedere vezi imaginea asta, hai să zici că nu, dar după aia te uiți la asta de exemplu și te ia la fel, te ia depresia pur și simplu. Eu înțeleg că majoritatea apartamentelor de genul sunt moștenite. Au stat bunici, poate au murit și te-ai ales cu așa ceva și tu n-ai bani să renovezi și îl dai în chirie fix așa cum e. 450 de euro pentru Floreasca nu e mult neapărat, dar apartamentul în sine, la cum e el mobilat, cum arată el acolo și asta e o plită, asta era gazul, ce, ce, ce se întâmplă? Proprietarul nu acceptă animale de companie. Păi da vine cu animale de companie, despre ce vorbim? Adică uitați-vă puțin la bucătăria asta. Vreți să-mi spuneți că dacă deschid lapurile astea nu vine cu animale de companie? Sunt carcalași pe acolo, despre ce vorbim? Uitați-vă puțin la țevile astea. Păi la cum arată apartamentul ăsta Asta să fie ultima problemă, că există un câine și o pisică și trebuie să ție o pisică să se lupte cu șobolanii noaptea, despre ce vorbim, lasă o dracu de treabă că m-am enervat, animalul era toată problema în jegul ăsta, când de fapt ar trebui să-ți recomand o pisică să te apere de șobolan sau de gânda sau un câine să te apere de cine să te apere. Și eu v-am mai dat exemplu ăsta și în clipul trecut, adică uitați-vă puțin cum arată o cameră dintr-o pușcărie din Norvegia. E ea micuță, e băda iluminată, e curată. Ai dressing, ești nebun la cap și pare că nu te mănâncă gândacii. În rest aici, pare că te mănâncă gândacii. Tapetul puternic. Aici, pe bara asta la fel, ori faci tracțiuni, ori te spânzuri, dar cel mai probabil te spânzuri. Vii tu cu o tipă, vii cu femeia și vede gresie în sufragerie, s-a terminat. Vede bucătăria asta, nasol ia uite 2500 de euro chirie, mâncava și gura voastră, ce e asta? Închiriez apartament București sector 1 și 2500 de euro treaba asta în condițiile în care nu e mobilat deloc, adică prin 2500 de euro frățioare vreau, vreau și trei femei, adică real. Balcon, grădină, te păi, -mi și mie, A, avem grădină, da? Avem gr... A, vreau și o poză cu grădina. Bă, ăștia nu știu să își păi scoată apartamentul în evidență. Să mor eu, 600 de euro treaba asta, mă gura voastră. Măcar avem televizor, pare, pare că a luat televizor nou. E Vortex, ăsta e calorifer electric și ăsta. Hai că bucătăria, exceptând faianța asta și whatever gresia asta, astea par cât de cât decente. Baia asta, în schimb, mă sperie un pic așa. Pare că ți rup gâtul. Pare 3D cumva baia asta. Pare, pare ceva rău. 3200 de lei. 3000 și ceva de lei. Stai aici, tajul 1 din 8, apartament cu două camere de închiriat la 600 de euro pe lună, de comandat suprafață de 65 de metri pătrați în zona Colentina. Nici zona nu e wow, adică 65 de metri pătrați, 600 de euro? Eu dau mai puțin de 600 de euro aici și blocul e din 2021 și am parieră, am, e, am jos magazin, am... Păi, și am, am, am încălzire în pardoseală, am central, am încălzire în pardoseală, inclusiv în baie, inclusiv și dau mai puțin de 600 de euro aici, nu știu cum să vă zic. Și zona e mai bună decât Colentina, unde stau eu și E chestie și de noroc și de risări și de mai multe lucruri. Și acum, da, Andrei, nu te pricep la imobiliare, lasă prostiile, vezi de... Da, nici nu trebuie să te pricep la imobiliare, adică nu știu ce de priceput, efectiv. E altul de 2500 de euro, mă. 2500 de euro, 4 camere, ce suprafață? 150 de metri pătrați. Zona Herestrău, e 2500 de euro? Herestreu, herestreu, dar bucătăria... Dormitorul arată cozy și chiar dacă sunt mai multe nuanțe de astea de maro așa, arată bine. Adică nu e maro la chicios așa vechi neapărat. Baia nu e cea mai wow din lume, dar nici cea mai așa, dar 2500 de euro, Mi se pare extraordinar de trebuie să stai în dita mai casa sau în dita mai apartamentul și să fii singur sau singură. Cum era și vorba aia, mai bine plângi în BMW decât în Dacia, adică... Eu am cunoscut foarte mulți oameni cu bani în viața asta care sunt foarte singuri, ei așa. Și mi se pare extraordinar de trist să-ți permiți niște lucruri în viața asta, să muncești și să-ți permiți niște lucruri în viața asta, niște lucruri frumoase de altfel. Și să n-ai cu cine să le împarți la sfârșitul zilei. Ok, te bucuri tu de lucrul ăla, știi, dar parcă dacă nu l împarți cu cineva drag sau e fix degeaba. Zic să aruncăm o privire și prin Cluj, pentru că în Cluj sunt chiriile alea puternice, de fapt. Metrii a pătrați mișto, 15 metri pătrați, 500 de euro efectiv, 400 de euro, asta două camere, 50 de metri pătrați. Cred că mai are ceala. Eu aș da o lege, eu aș interzice pur și simplu să lași genul ăsta de apartamente slu. N-ai voie să pui așa ceva în chirie. N-ai voie să pui așa ceva în chirie, pe bune. N-ai voie. Calul mai lipsea de aici, din apartamentul ăsta, și aia era încălzire centralizată, bă, ești nebun. Canapea extensibilă, masă și dressing. Living cu canapea extensibilă și dressing. Baie cu cadă și duș complet utilată, balcon închis, 5 metri pătrați. Când citești treaba asta, zici, bă, da, parcă m-aș duce să vizite, parcă aș lua treaba asta în considerare. Păi aveți treaba asta, zici, bă, nu e bine. V-am zis, descrierea aia tot de pe Tinder, dar când, pă, când vezi poze, bine, dacă nu te omoră centrala, te omoră tavanul ăsta, că la cum arată din poza asta, v-am pare că pică pe tine la fel, se crapă, s-a terminat, ți-a picat în cap, superb. Prețul este de 400 de euro pentru o persoană, 450 de euro pentru un cuplu sau mai multe persoane, 50 de euro în plus de persoană sau care faza? Mergem 30, mă, ne mutăm acolo, vreți? Dacă sunteți interesați de acest apartament și doriți să-l vizionați, dar și pentru alte oferte, nu ezitați să ne contactați telefonic. Acum sun. Cine s-ar muta, în real, efectiv? Ce persoană, ce om, efectiv, de sub 50 de ani, chiar și 50 de ani, s-ar muta în cum, condițiile astea? Asta în contextul în care își permite 400 de euro și vede și el un pic așa piața cam cum... Și vede că la 400 de euro se poate și mai bine de atât, chiar și în zona respectivă. Pentru că se poate mai bine de atât, doar că... Na, 800 de euro, am 81 de metri pătrați, două camere, etajul 1. E amenajat așa pentru o femeie, mai mult așa. Mi se pare că se potrivește mai mult o femeie în apartamentul ăsta decât un bărbat. O femeie care face uh, kundalini sau e mai spiritual așa, ați auzit de kundalini? Mi se pare superb. Am niște povești, e, că tot ziceam de spiritualitate, floricele, chestii. Păi ce bărbat mă ești tu dacă te muți aici acum pe bune? te muti aici ca bărbat și aia stai rost pe aici. Păi ce drag cu ea asta, 520 de euro, 45 de metri pătrați, ce e asta? Bă, așa la prima vedere, bine! Eu țin super mult la chestia asta de lumină naturală. Dacă nu există lumină naturală cum trebuie într-un apartament sau garsonieră sau așa, parcă e degeaba, mă. E amuzant în momentul în care faci comparații din astea, tot în Cluj. Asta e 550 de euro și tot garsonieră, 44 de metri pătrați, cu 45 de metri pătrați. 520 de euro, 550 de euro pe lângă liderul ăsta și asta e pe lângă ce. Superb, tot pe lângă liderul e. Deci, în principiu, e aceeași zonă. Bam, bam. Adică, ce om normal ar lua treaba asta față de asta. Adică, dacă e să facem o comparație așa foarte rapidă. București, apartament 4 camere, 110 m la unirii. 990 de euro. Meh! 110 metri pătrați, 4 camere. Mm. Dormitorul, nice. Baia, nice. Bucătăria nu era deloc. E chiar cel mai modern, nici cel mai... Mama, nu suport canapelele astea din piele. Bă, păi dacă urăsc ceva mai mult în viața asta, să-mi fix canapelele astea din piele. De casting, cauci așa. Bă, În rest, așa, dar 990 de euro, bă, ce prețuri, mă, cavajul gura voastră. Apartament de închiriat, 750 de euro. Călăraș. Mame, mă, cum mă 750 de euro în călăraș? Da, living-ul cu gresia și canapelele astea, fotoliile, astea, la fel, din piele cu păpușa asta, fix păpușa asta, în 750 de euro, să merg dracu la baie noaptea să se uită pe mine, să mă sperie. Gres, e în sufragerie și să stau în călăraș în 750 de euro. Altul, 650 de euro, 3 camere. 92 de metri pătrați. Te uiți la imaginea asta, așa arată și fața de masă de la cocoșatul, de la unde ăsta de mici, de la terasa obor să mor eu. Să mai ai jaluzele de-astea. Și în dormitor. Adică asta mi se pare, să ai jaluzele de astea în dormitor puternic tare și aparatul ăsta de aer condiționat la fel care a îngălbe... Bă, e galben, e galben de cât de vechi e. S-a îngălbenit plasticul ăla de cât de vechi e aparatul ăsta pur și simplu. 650 de euro, sector 3. Cam atât în principiu, o să închid aici, ne auzim data viitoare, nu uitați că mă găsești și pe contul de Instagram andrei.cosminina, nu uitați să dați și un subscribe la canal și să prindeți notificările și repet, ne auzim! Data Veituaria.